Un bebeluș de doar 10 luni din București a murit de rujolă pe fondul unei creșteri a numărului de infectări. Este al 18-lea deces în ultimele 18 luni din cauza infecției cu virusul rujolic, arată cele mai noi date oficiale. Copilul era nevaccinat și a luat virusul de la sora lui în vârstă de 13 ani, tot nevaccinată. Peste 760 de cazuri noi de rujolă au fost înregistrate săptămâna anterioară, ceea ce aduce numărul de cazuri înregistrate în ultimul an și jumătate la peste 18.000. Cele mai multe dintre acestea sunt înregistrate la copii între 5 și 9 ani, arată Institutul Național de Sănătate Publică.